Oricare autoritate, indiferent de multe circumstanțe, dacă au organizații active în teren care prestează servicii de calitate, de ce să nu procure servicii de la ele? Fetele, ne ducem la Mălăiești Vechi și continuăm evaluarea fetiței care am văzut și ieri. Și pe urmă ne ducem și o vedem pe Damiana de la Cimișeni. Cum acolo dumneavoastră situația? S-a trezit Alexandrina. A mâncat. Noi vreo 15 minute ia să ajungem la dumneavoastră. Atunci ne vedem. Alexandrina e de la naștere, așa. Noi undeva pe la un an de zile am văzut că e nu știu de nici pe șezute. E nu știu de nici pe șezute. Și am umblat pe la medici. Are paralizie cerebrală. E paralizat jumătate de corp. Partea dreaptă, mânuța dreaptă și piciorul drept. Iar mânuța dreaptă nu poate ține nimic. Și de-a mânici cu piciorul nu poate merge. Când el colorează niște desene, se dezvoltă motricitatea copilului. Iată pentru ce noi facem să ducă linia aceea continuă, după linie punctată care ați văzut, sau să coloreze niște desene, să se păstreze conturul. La prima vedere, nu ne se pare că e o sarcină simplă. Dar sunt copii la care motricitatea este foarte slab dezvoltată și e foarte greu li se dă ca să păstreze conturul. Deodată chiar pun câte un lucru în iarba și uit. Și câteodată și mă gândesc, Doamne, dar oare unde am pus lucruri? Și ea știe. Poate să treacă și o lună de zile și mai mult. Rolul nostru care ar fi în evaluarea copiilor? Să observăm care sunt, așa spus, minusurile, dar nu e corect, dar mai bine să vedem la ce etapă sunt dezvoltate toate procesele cognitive la copilaș. Și în urma observațiilor care le facem, noi de acum trebuie să inițiem activități care să-l ajute, să-i stimuleze toate procesele cognitive și respectiv să-l dezvolte. Asociația activează 21 de ani și misiunea este să acționeze pentru a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu dizabilități și pentru a dezvolta comunitățile în spiritul incluziunii. Serviciul social se axează mai mult pe copii până la 18 ani cu grad de dizabilitate confirmat. Sunt copii care îl învățăm să țină jucăria în mână sau să facă semnul acesta de sau na, niște lucruri simple de tot. Și pentru ca să obținem iată aceste lucruri, noi putem să lucrăm și o jumătate de an și un an întreg și ne bucurăm că ceva am obținut sau a emis niște sunete, niște onomatopei pentru început. Dacă n-ar fi echipa mobilă, aceste familii ar fi lăsate în voia sorții și n-ar fi asistate de nimeni și n-ar fi copii implicați în colectivele de copii la grădiniță sau școală. Și înainte se credea că așa copii nici nu există la noi în Moldova, că erau duși în școli speciale, în internatele pentru copii. O ajuți, mămica? Da, numai dacă sora mea nu face iar dezordine. De cine e mai mare, tu sau sora? Eu sunt mai mare, că eu am 10 ani, dar sora mea are 9. Am început a colabora cu echipa mobilă la finanța de anul 2017. Din 2017 până în 2020, Consiliul Raional Criuleni a susținut serviciul social echipă mobilă cu subvenții, adică cu un suport financiar care ne ajungea să acoperim cheltuielile operaționale, ce ține de plasare, cheltuielile de întreținere a oficiului, energie, tot ce ține pentru buna funcționare. În anul 2020 s-au modificat niște punctișoare în legea achizițiilor publice, unde au introdus un punct unde este prestarea serviciilor de asistență socială. Dar din 2020 avem practica prin care Consiliul procură, deci avem un contract de achiziție publică a serviciilor și Consiliul Raional procură serviciu social de la noi, noi în calitate de prestator privat, acreditat, îl prestăm.
Dacă vorbim concret despre procurarea unui serviciu, evident că încă nu sunt multe mecanisme legale perfectate. Acest lucru creează dificultăți pentru autorități, pentru că ei trebuie să asume responsabilitatea și angajamentul să piloteze ceva care încă nu este reglementat de lege. Cum? Nu că nu este reglementat, dar încă nu este perfect. Încă nu există documentație standard, încă cel puțin ultimele verificări pe care le-am făcut, nu era încă documentație standard aprobată ca să poți aplica respectiva procedură de achiziționare a serviciilor sociale și altor servicii specifice. Între legea cu privire la achizițiile publice și legea cu privire la organizațiile necomerciale nu există o conexiune clară. În ce sens? Că această lege a achizițiilor publice nu prevede acest concept de comandă socială. Legea respectivă nu face distinție dintre organizațiile societății civile și oricare alt operator economic. Noi nu avem o claritate, iar legea cu privire la organizațiile necomerciale prevede că sprijinul financiar, oricare ar fi el, oricare, la oricare metodă am recurge noi, el trebuie să se bazeze pe principiul simplității și clarității procedurilor. Acest lucru nu se întâmplă. Ca să nu ne, să nu avem niște greutăți, nu întâmpinăm greutăți la inspecțiile financiare sau ar fi mai bine formulat în lege ce ar trebui la aceste servicii să anexăm. Noi anexăm așa cum credem noi, dar nu stipulat undeva în lege ce trebuie să ne prezinte asociația. Noi acum plătim o mică parte de surse financiare, dar beneficiem de niște servicii foarte bune. Datorită acestui serviciu sunt prevenite cazurile de instituționalizare a beneficiarilor și credem că sursele financiare nu este cea mai mare problemă. На нее не ночь, тем дучим, чар дучим липса де престатори альтернатив де сервичи социали. Факт, в каре ам фос невоит са авынт череря, ар не авынт оферта, ам фос невоит са ченерам ной оферта, шам креат пе паркурсу экзистенция районului și în ultimii ani în speță, o serie întreagă de servicii sociale pe care le întreținem tot noi din bugetul, hai că depinde, nu intrăm acum în detalii, raional sau de stat, oricum este bugetul public național, din bani publici. Autoritatea ar fi bine să procure sau să contracteze organizațiile care prestează servicii sociale și în primul rând vreau să spun că în primul rând s-ar minimaliza unele costuri, pentru că organizațiile societății civile, având servicii de calitate acreditate, ei deja au toată infrastructura, au dezvoltată, au echipament, au tot format, metodologie de lucru, sunt vizibile în regiune, deci practic asta ar permite să nu afecteze bunul mers al serviciilor atunci când, de exemplu, fix îi transmis serviciul, fix autoritatea îl dezvoltă. Poate ar fi cazul să fie o lege nouă care să stipuleze exact mecanismele, regulamentele și forma în care autoritățile publice, și nu doar publice, și statul inclusiv, poate contracta aceste servicii. Pentru că în toată lumea e așa. ONG-urile trebuie scoase cumva de sub incidența comerțului. ONG-uri nu prestează servicii comerciale. Ei, dacă le prestează, să le presteze sănătoși, dar e vorba de alt servicii acum. Ar fi bine să fie încurajată această practică, pentru că de la asta are de câștigat beneficiarul direct. Familia și copilul aflat în dificultate și, în cazul nostru, familia cu dizabilități, care este una din categoriile cele mai vulnerabile și discriminate în țara noastră.